E acum, doamnelor și domnilor, printr-o favoare specială acordată binecuvântată pe domnia lui Caligula, secretele divine sunt oferite tuturor privitorilor. Apropiați-vă, domnilor, adorați și dați-vă darurile! Bucurați-vă, domnilor! Și rostiți împreună cu mine următoarea rugăciune. Venita dansului! Și a durerii. Născută din valuri. Vâscoasă. Și amară. Tu care ești ca un râs și un regret. Un dezgust și o sufletire. Învață-ne pe noi indiferența care face să renască iubirii. Dezvăluie-ne nouă ca adevărul acestei lumi. Elisa al cărui adevăr. Și dă-ne nouă puterea de a trăi la îndemână acestui adevăr fără seamă. Compleșește-ne noi cu darul tale. Luminează-ne nouă chipurile cu nepărtinitoarea ta, cu zidime și cu ura ta absolut obiectivă. Deschide deasupra ochilor noștri mâinile tale pline de flori și de crime ascuns, bravo cum mi se aprobă gărțești. E minunat că mă adorați și că-mi dați darurile voastre. Gărzi, 3, 2. Gărzi! Mulțumesc, mai mult! Pentru ezitare, gărți scuști. E minunat că m-a durat și că-mi dați darurile voastre. Mulțumesc mult, îmi place. Iar acum, domnilor, sunteți liberi. Vi se îngăduiește să plecați și să răspândiți în oraș vestea despre uimitorul miracol la care v-a fost dat să asistați. Ați văzut pe Venus!
Iar Venus va vorbi. Liber, domnilor! Ah, o clipă. Foarte important. La ieșire, s-o luați pe coridorul din stânga mea. Pe cel din dreapta mea, am pus soldați să vă asasineze. Așa era? Sau era invers? Ei, nimic, vedeți voi la ieșire. Și acum să vedem cine a contribuit la plăcerile statului. Nevoile statului. Mucius a dat soția pentru el. Ce soție iubitoare? Ce drept și eu iubesc. Lepidus. Dar Lepidus n-avea cum să dea. Lepidus. Seneca. Seneca a dat pentru că este un dramaturg bun. Iar dacă nu dădea, Seneca se neca. Nerea. Nerea. Nici Nerea n-a putut să dea. Octaviu a dat iar soția pentru el. Soțiile astea își conduc bărbații în Imperiul Roman. Dar nu și pe mine. Patricius. Patricius n-a dat. Gărți! Patricius. Ai pulverit zeii, Caius. Ce-a fi vrut să însemne asta? După ce ai însângerat pământul, acum puterești și cerul! E bine, Caligula, este exact ce mi s-a devenit cale. Este un ciudă personalitate morală. În jurul tău lor foarte mulți oameni, Caligula. De fapt, foarte puțin. Știi câte război am refuzat? Nu! 1, 2... A, trei și știi de ce le-am refuzat? Fiindcă cu tine îți pasă de măreția Romei! Nu, fiindcă respect viața omenească. Iar dacă mi-e ușor să ucide, fiindcă nu mi-e greu să mor. Îți fac șoc de voi toți. De crezi zeu? O legiune de zei omenești care va neca în sânge divinitatea ta de Filpa. Cyprian! Nu, ce Sonia, te rog. Nici nu știi câtă dreptate ai, Scipion. Îmi închipui cu greu ziua de care vorbești. Dar uneori visez la ea. Și acum du-te, Scipion! Ai vorbit prea mult!